Universitatea din Craiova desfășoară zilele acestea seminarul internațional Noi instrumente pentru integrarea aptitudinilor transversale în practica modernă de predare. Proiectul dezvoltă un set eficient de instrumente pentru integrarea competențelor transversale în activitatea didactică și asigură un schimb valoros de experiență între profesori din cele trei țări partenere. Acest proiect este centrat pe dezvoltarea practicilor didactice a mecanismelor de lucru cu studenții și are ca scop publicarea comună în parteneriat împreună cu Universitatea din Islanda și Universitatea din Norvegia a unui ghid de bune practici care va fi la dispoziția profesorilor din cele trei țări pentru aprofundarea sau pentru a se găsi un răspuns la întrebarea cum se pot dezvolta competențele transversale în cadrul cursurilor academice. Partenerii Universității din Craiova în acest proiect sunt, după cum am spus, Islanda și Norvegia, mai precis Universitatea Bifrost din Islanda și Nesna University College din Norvegia. Obiectivul final al cercetătorilor implicați în proiect este acela de a publica un ghid de bune practici, care să includă noi metode și dispozitive de formare a competențelor transversale ale studenților. Creativitatea este una din competențele, numai una dintre competențele transversale despre care discutăm în cadrul acestui seminar. Celelalte competențe sunt toate acele competențe pe care studenții le capătă la cursurile pe care le frecventează și care pot fi comune mai multor cursuri, mai multor discipline, de exemplu spiritul critic, de exemplu cunoașterea unor limbi străine, leadership, antreprenoriat, sunt competențe care trebuie dezvoltate în cadrul tuturor programelor de studii, indiferent de conținutul acestora.